Dar aș vrea să ne oprim asupra ceea ce facem chiar astăzi. Aș vrea să primim lumină din Scriptură asupra botezului. Pentru că Mântuitorul a întrebat în camera de sus la împărtășanie, la cina Domnului. Nu i-a întrebat, ați luat împărtășania toată lumea? Da? Bun, gata, poftiți afară. Nu a întrebat asta. Înțelegeți voi ce s-a întâmplat aici? Degeaba am înghițit dacă n-am înțeles despre ce este vorba. Degeaba m-aș scufunda în apa aceasta. Dacă înțelegeți voi ce se întâmplă astăzi. Din nou stăm în fața unui conflict. E vorba de povara tradiției care se îngroașă pe zi ce trece și îmbracă tot felul de forme și culori în funcție de denominațiunea respectivă. Și este vorba de lumina Scripturii care vine de la Hristos, același ieri, azi și în veci. Aceste lucruri vor fi totdeauna într-o tensiune nesfântă. N-ar trebui să fie așa, dar e real. Lucrul acesta este real. Un prieten îmi spune, cum menționam de unezi, dacă eu aș începe să țiu sabatul chiar acum, dar mi-e teamă să nu cad din har, așa mi-a spus la noi, că dacă țin sabatul, cad din har, mi-a spus cineva. Și zic, dar cu furatul cum stai? Dacă te oprești azi din furat, caz din har? Dar cu desfrâul sau cu celelalte lucruri. Dacă te oprești, ai căzut din har? Nu știe bietul om să uită după ajutorul la nevastă, să scapă, mă. Zic ceva. Iubiții mei, nu e nevoie să fii teolog ca să-ți vorbească Duhul Sfânt. El când va veni la tine și te va conduce în tot adevărul, el nu te va întreba dacă ai fost la școala de teologie. El te va întreba un singur lucru, iubești tu pe Dumnezeu? El te va întreba, vrei tu să umbli în lumină? Vrei tu să ai adevărul despre acest lucru sau vrei să trăiești mai departe în minciună? Aceasta e întrebarea Duhului Sfânt. Nu de nici cine tata, nici cine mama. Întrebarea aceasta este. E cântarea aceea frumoasă, acum vă întreb în mila mea, urma vezi tot așa? Aș vrea să citim versetul 21 din capitolul 3 al 1 epistole a lui Petru. 1 Petru 3 cu 21. Icoana sau imaginea sau asemănarea aceasta închipuitoare, închipuitor ce însemnează? Ceva care transmite un mesaj, preînchipuie cu tare lucru. Și înțelegi, când am văzut o frunză de stejar, știu copacul, e simbolul. Am văzut o ghindă, am văzut asta. Icoana aceasta, botezul, ce este botezul? Repetați după mine, să citesc întâi. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Ce este botezul? A zis foarte slab. Ce este botezul? Icoana închipuitoare. Adică o preînchipuire. Nu este acesta adevărul, el preînchipuie ceva. Nu este așa, deci, când mi s-a spus mie că dacă te botezi, te speli de păcate. Nu apa aceasta căreia i-au dat drumul frații azi noapte să curgă aici, apa aceasta nu spală păcatele nimănui. Nici apa aceea care a fost sfințită cu argint, cu busuioc, cu ce-o vrea cineva pe lume, apa aceasta nu spală păcatele nimănui. Ce spală păcatele cuiva? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice, fraților, când e orice. Sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat, nu apa botezului. Nu veni deci la botez cu speranța să-ți fie curățite păcatele de către apa aceasta. Ai să intri în un păcătos zvântat și ai să ieși un păcătos ud în partea altă, dacă asta ți este speranța. Nici o altă diferență nu va fi. Apa nu spală păcatele oamenilor. Petru spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este așa ceva. Care nu e așa ceva. Dacă ți-ai pus speranța în așa ceva, e un idol. Nu. Ce se întâmplă aici este o preînchipuire. O preînchipuire. Botezul nu este poarta de intrare în viața veșnică, cum au spus unii oameni. Poarta nu este un bazin cu apă.
Poarta este o persoană. Cel care a spus, eu sunt ușa. Eu sunt portarul și poarta. Pe poarta aceea se intră. Dar aici ce este? Aici e preînchipuirea. Nu e poarta adevărată aceasta. E preînchipuirea adevăratei porți. Adevărata poartă este Iisus. Botezul nu este șantaj. Dacă nu te botezi, nu poți să te însori. Și atunci, ca să te botezi, buldăbâc în apă. Ce mare scofală. Sau să te măriți. Am auzit că vreau să-l buldăbâc în apă pe unul la cărui nuntă urma să fiu. Și i-am spus, dacă îl buldăbâc în apă pentru căsătorie pe acest om, vă rog să mă tăiați după listă. Eu nu particip la această batjocură solemnă. Vă bateți joc de botez ca să însurați pe cineva. Botezul nu are legătură cu însurătoarea. Botezul este preînchipuirea, așa cum scrie aici mai departe, ci este, care nu e o curățire de întrânăciune, unul îl trupește, am făcut baie acasă. Nici măcar de gânduri, nici măcar de păcate, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. În cuvinte simple, foarte simple. Andreea, când va intra ea aici în apa botezului, Andreea spune așa, vouă tuturor care sunteți, două lucruri spune. Eu cred în moartea și învierea lui Iisus. Asta e tot. Mărturia credinței, aceasta este. Botezul nu e ispită. Dacă te botezi, îți cumpăr bicicletă. Nici măcar un Cadillac aurit. Du-l la cimitir și care morți cu el, frățioare, dacă ăsta e prețul. Botezul nu este ispită. Botezul nu este amenințare sau constrângere. Dacă nu te botezi, te mănâncă iadul. Vai, săracul om a murit înainte să fie botezat. Aoleu, e pierdut. Nu e pierdut dacă a murit Hristos. Nu spun nimănui să amâne măcar 5 minute acest lucru și nu spun niciunei biserici ca să facă vreo rânduială cumva, care a fost făcută pentru om, ca să-l ajute să vină la botez, să vrea cineva să vină la botez, dar vreo anume rânduială să-l împiedice. Nu. Rânduielile acestea au fost făcute ca să favorizeze pe om să vină aici, nu să-l împiedice pe un om. Să luăm bine seama la aceste lucruri, că ajungem să folosim o rânduială împotriva rostului pentru care a fost pusă de Dumnezeu. Icoana aceasta închipuitoare este nimic altceva, închipuirea aceasta, decât mărturia cugetului tău în fața multor martori. Văzuți cei care suntem aici și nevăzuți cei despre care a vorbit fratele când a fost înainte aici. Acest lucru este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. În acest verset este toată mărturia de credință. Aici vorbește despre a doua venire, aici vorbește despre puterea lui Iisus, puterea mântuitoare, aici vorbește despre puterea lui în viața de fiecare zi, puterile, stăpânirile. Luați-le pe rând, vă rog, aceste cuvinte. Nu avem, nu e spațiul potrivit aici, nu clipa acum, dar luați pe rând textul acesta. Veți găsi reprezentat în textul acesta toată mărturia de credință pe care o dă cineva în clipa în care intră în apa aceasta. Este un singur cuvânt care se ridică în urma zgomotului în această apă. Cred. Cred în moartea lui Iisus, cred în învierea lui Iisus. Cred în moartea omului vechi din viața mea, cred în învierea mea într-un om nou prin nașterea din nou în Hristos Iisus. Aceasta este tot. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire de întâlnăciunile trupești. Dar îmi spune o doamnă la Alexandria, eu m-am botezat odată și acum nu mai. Foarte frumos, zic, dacă v-ați botezat, de ce vă frământă? Mă frământă, zice, că îmi vine și mie să mă botez. Acum, dar mi-a spus că m-am botezat odată. Și eu întreb, v-ați botezat odată? Unde ați fost? Unde erați când v-ați botezat? Aia nu știu, zice, eu aveam 6 săptămâni, dar apă în cazul ăsta, nu v-ați botezat. Ci v-au botezat.
Alții v-au luat și v-au botezat. Sigur că da. Pe când Mântuitorul nostru Hristos Iisus a spus, cine crede și se va boteza. Ridică mâna altă, doamnă, la Alexandria. Dar ce să fac că eu sunt nașă și tocmai acum Fina a născut să mai botez pe... Eu vreau să mă botez oricum aici. Și de față era și preotul, marele și bunul meu prieten, preotul Lupu, care totdeauna reținea rândul unul de scaune și nepoți și prieteni și toți erau invitații dumnealui acolo. M-a copleșit acest lucru. Dânsa se ridică și spune, eu oricum vreau să mă botez, dar vreau să știu dacă să mai botez pe asta mica sau să nu mai botez, că tocmai acum a născut Fina. Și zic, eu cred că aveți o obligație în direcția aceasta. Domnul a spus, mergeți și botezați. Așa scrie. Așa că, te rog să iei Biblia, te duci la asta mică, îi citești Evanghelia, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe Fiul Lui, El a murit și a înviat pentru noi. După ce ai citit, o întrebi, crezi lucrul acesta? Și dacă asta mică zice, atunci tragi concluzia. Ori ue, înseamnă cred sau ue, înseamnă nu cred, vezi cum femeia a spus, destul, mulțumesc. Ce să creadă săraca de ea? Deci ea este un copil. Nu ea se botează. Tu o botezi pe ea. Botezul ăsta nu e făcut pentru ea, e făcut pentru tine. Da, dar mi-a spus că o creștinează, mi-a spus că e cu tare frumoasă, poate să spună câte în lună și în stele. Nu uita cuvintele lui Iisus, stă scris. Unde stă scris că dacă îl bași pe un copil de 6 săptămâni în apă, se creștinează copilul ăla? Unde stă scris? Da, dacă moare nebotezat, iar de asemenea, unde stă scris că dacă moare nebotezat, adică nebăgat de tine în apă, nu numi botez, acesta nu este botez, acesta este un ritual religios. Botez este când tu ai spus, doresc să închei legământ cu Dumnezeu. Pe baza, tu ai să auzi aici când eu spun ceva. Pe baza mărturisirii credinței tale, nu credința mea, eu s-ar putea să fiu un păcătos cu o mână murdară. Nu te teme de treaba aceasta. Chiar dacă o mână murdară te servește, Hristos te servește. Tu ești cu ochii acolo. Dar acela nu e botez în care cineva este luat și băgat în apă. Mai bolnav, mai paralizat, mai cutare l-a băgat în apă. Este pentru tine, pentru ceilalți făcut lucrul ăsta, nu pentru... Botez este numai când cineva își exprimă credința personală în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Acesta este botez. Restul nu este botez. Așadar... Nu știu cât poate să doară pe cineva sau să deranjeze lucrul acesta, să nu-mi fie pus în cont, pentru că nu spun aceasta de la mine, ci am citit din carte. Cineva crede, sunt două condiții. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar ați observat ce spune mai departe? Dar cine nu va crede? Nu scrie acolo, cine nu va crede și nu se va boteza. Nu. De ce? Pentru că fără credință nu mai are sens să discutăm de botez. Aceea e scăldare, aceea nu este botez. Botez însemnează credința în Iisus Hristos. Aceasta este mărturia care se dă. Cine va crede și se va boteza. Dom'le, uite apa, a zis un ministru. Am ascultat toată treaba. Uite niște apă. Ce mă împiedică pe mine să fiu botezat acum aici? Adică el era învățat cu regulile evreiești și s-a gândit că îi spune rabinul vreo două, câte 600 de reguli era pentru ținerea sambetei, numai. N-ai voie să scui pe iarbă, că irigi iarba, n-ai voie să deschizi frigiderul, că se aprinde becul și consumă curent și așa mai departe, cheamă pe altul să-ți aprinde focul. Sunt multiple, foarte multe lucruri acolo. Și normal să întrebe ministrul ăsta de finanțe, Doamne, uite niște apă acum, e un râu aici. Ai spus cineva, crede și se va boteza. Păi, pot să mă botez acum? Și Filip s-a întors la el și a spus, eu nu pot să te botez pe tine oricum, ci tu trebuie să spui și să declari credința ta cu privire la Iisus, despre care ți-am vorbit, că despre asta a fost predicat. Dom'le, nu știu despre cine scrie aici în Isaia. Citez, dar nu înțeleg. Despre Iisus scrie, îi spune Filip. Uite ce a făcut Iisus, uite cum a fost. Crezi lucrul acesta? Cred, Domne, a spus ministru. Opriți carul meu. Gata, băieți au tras de cai, au oprit acolo, au coborât în apă,
l-a botezat pe omul ăsta pe baza mărturiei lui, a credinței lui în Iisus ca Mântuitor și Domn. Și când se ștergea de apă, săracul se uită unde să-l îmbrățișeze pe Filip, să-i mulțumească, Filip nu mai era acolo. Îl răpise deja Duhul lui Dumnezeu și era în altă parte. Ceea ce i-a arătat omului acestuia, că nu Filip l-a botezat, ci Hristos l-a botezat. Astăzi nu un om te botează, Domnul. Și păstrați legământul acesta, neuitând cine este și pe baza cui se face acest legământ. Domnul să fie cu noi. Amen. Dragii mei, o să participăm la o formalitate. Pentru că lucrul pe care îl facem noi acum s-a și întâmplat deja. Am un prieten care, când a fost meciul de campionat pe America, el l-a văzut la serviciu, meciul. Cumnatul lui n-a putut să-l vadă la serviciu și s-a dus cu cumnată sau acasă și au deschis televizorul că avea o înregistrare și cumnatul lui bătea inima și să vadă care va fi rezultatul. Zice, cumnată-mi era să moară de inimă și eu era să mor de râs, că eu știam rezultatul deja. Așa suntem noi acum în fața unui meci care s-a jucat și a fost câștigat de Domnul, în fața unui război care s-a luptat. S-a dat lupta deja și lupta a fost dată de mult. Ce am făcut noi astăzi a fost numai că am recunoscut finalul acestei lupte. Aș vrea să vă invit pe toți patru să veniți aici, ridicați-vă, vă rog, și aș dori să vă prezint în fața adunării și să vă asigurăm de primirea și de dragostea de care v-ați bucurat și vă veți bucura întotdeauna. Bun. Vă rog pe toți cei prezenți să ne ridicăm. Stimată soră Raluca, aici în fața ta sunt frații și surorile tale, o parte din ei. Astăzi te asociezi unei familii care numără milioane și miliard două pe pământul acesta, de oameni care au aceeași speranță în Hristos ca și tine. Aș dori să-ți întind mâna dreaptă a familiei Advente, a mișcării Advente, a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, locală de aici, și să spun bun venit în mijlocul nostru. Aș vrea să spun că dragostea cu care ai fost înconjurată când ai venit aici întâia dată nu va pieri odată cu acest act, ci în oamenii lui Dumnezeu și în inima lor se va mulți față de tine. Aș vrea să te întreb și să te rog să spui două cuvinte Domnului după acest eveniment al vieții tale. Vreau să știi că acesta a fost lucru pentru care te-ai născut pe pământ. De acum viața ta este în mâinile Lui. Este un legământ pe care Domnul l-a semnat cu sângele Lui. Că El este Mântuitorul tău, El îți promite viață veșnică, iertarea tuturor păcatelor tale și fericirea pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Acesta înseamnă legământ. El ți-a făcut această promisiune și tu ai mers în apă ca să spui, cred că este așa. Da. Ce cuvinte ai vrea să spui tu Domnului aici în față? Uită de oamenii care sunt aici. Spune Domnului câteva cuvinte despre ziua aceasta. Păstrează microfonul. Vreau să-i mulțumesc că a avut răbdare cu mine. Pentru că am luptat ceva eu cu mine și am avut Dumnezeu nerăbdare până am ajuns aici. Da. Nu s-a grăbit și te-a lăsat pe urmă. Da. Nu. El merge cu cel care merge cel mai încet dintre noi. E cu ultimul. Și mă bucur din toată inima. Dumnezeu să te binecuvinteze și să fii fericit. Soră Dora, aș dori să-ți întind mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua șaptea și să spun bun venit în mijlocul familiei lui Hristos. Familia ta n-ai să o cunoști toată aici. Dar ai să o cunoști toată acolo. Și ea se extinde dincolo de granițele omenirii acesteia. Pentru că în familia Domnului nostru Iisus Hristos sunt puteri și îngeri și heruvim și cerul și lumii. Astăzi tu devii parte din lumea lui Hristos. Bucură-te și fii fericită, îți spun bun venit în mijlocul nostru și doresc din toată inima să, ca acest bun venit să trăiască pentru totdeauna, totdeauna să te simți binevenit aici. Spune câteva cuvinte care ai dori să le adresezi cu această ocazie. Ce a însemnat pentru tine ziua de astăzi? Ce însemnează Domnul pentru tine? Cum ai putea să spui în câteva cuvinte în ce constă experiența drumului pe care ai mers tu până ai ajuns aici? Și eu vreau să-i mulțumesc Domnului pentru că mi-a deschis mintea și inima și m-a ajutat să înțeleg adevărul lui, cuvântul lui. Și vreau să-i spun că îl iubesc și că îi dedic toată viața mea lui. Amin.
Frumos, foarte frumos. Mă bucur tu să stai lângă noi, tu, așa, vine vreau să stăm amândoi, ține-mă de mână. Mă bucur foarte mult. Numele tău este, dar și Maria, nu? Și Maria, Andreea Maria. Biblia e plină cu Maria. Și România e plină cu Maria, dar nu toată Maria e Maria. Așa că aș dori să fiu o adevărată Maria. Aceea care l-a ales pe Iisus. Aceea care a făcut din el centrul preocupărilor lui și orice pas a făcut în viață, orice hotărâre a luat pe pământul acesta, Domnul a fost lumina de pe cerul vieții ei. Așadar, îngăduim să țin în mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua șaptea și să spun bun venit în marea familia lui Iisus. El să-ți binecuvinte viața. El să te facă o binecuvântare oriunde vei fi pe pământul acesta. El să-ți dea lumină când nu vei ști încotro să apuci. Și Dumnezeu să fie și să rămână cu tine pentru totdeauna. Amin. Ce cuvinte ai vrea să spui Domnului cu această ocazie? Aș vrea să-i mulțumesc Domnului că am o mamă minunată care mă sprijină în tot ce fac și că a avut răbdare cu mine și că mi-a deschis inima și creierul ca să pot să aleg această cale minunată. Da, este extraordinar de frumos. Dacă Pavel te-ar vedea, el ți-ar spune, zice, credința care s-a sălășluit în tine a început întâi de la bunica și după aceea a venit la mama și a ajuns la tine. Tu ești tânărul ucenic astăzi. Dumnezeu să poarte lumina prin tine mai departe în lumea aceasta. Mă bucur. Iubite frate Marcel, mă bucur din adâncul sufletului că am avut harul să trăim împreună această zi. Nu o vom uita pentru că ea este ziua către care a țintit viața noastră de la naștere și până astăzi. Tot ce este după această zi este numai o urmare și un rod a ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dumnezeu ți-a promis lucrurile pe care numai Dumnezeu le poate promite și tu ai crezut lucrul acesta. Domnul să fie cu tine și să te binecuvânte, îți întind călduros mâna dreaptă a Bisericii Adventiste ziua șaptea și mă rog să nu fii doar un membru, ci un ucenic al lui Iisus și prin tine Dumnezeu să facă pentru alți oameni ce a făcut pentru tine prin alți oameni. Domnul să fie slăvit. Amin. Două cuvinte pe care ai dori să le spui înaintea acestei adunări. Da, deci în primul rând aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care mi le-a dăruit în toată viața mea și a avut răbdare cu mine. Îi mulțumesc întotdeauna pentru că știu că o să fie întotdeauna lângă mine și o să mă scoată din toate necazurile și ispitele și îi mulțumesc de asemenea că mi-a dat o soție și niște socri atât de minunați și un copil binecuvântat și prieteni adevărați. Domnul să fie. Mai mult nu am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu și ce să zic, slavă Domnului!